Și de ce la rotativă se numește singur Ciolacu? Cum face? Cam da. PSD-ul are pâinea și cuțitul în mână. Mi-este foarte evident și din derulare. Și felul în care l-a executat pe Iohannis pe subiectul Băstroie, prin curajul lui Sorin Grindeanu, nu chiar îl bănuiam și îl cunosc cam de 25 de ani. Cunosc foarte bine pe Sorin, de când era viceprimarul Luciu Handu. PSD-ist niciodată n-a fost la PNCCD, nu vă închipuiți. A fost tot timpul în PSD. Prin mișcarea lui Grindeanu, susținută în mod foarte inteligent de către UDMR, practic Iohannis s-a trezit cu tot scandalul Băstroie în brațe de unul singur, deși sunt convins că toată lumea știa că acolo se săpa încă din toamnă. N-am absolut nicio îndoială că fiecare milă maritimă, că așa trebuie să măsurăm, dragată și săpată de Ucraina, a fost monitorizată de către serviciile noastre secrete, pentru că e normal, fiind un acord al Ministerului de Externe, s-au dus pe teren, ăștia și-au făcut treaba, au informat la CSAT despre fiecare mișcare a ucrainenilor și în momentul în care treaba s-a împuțit și era evident că se va afla, de ce? Vă spun de ce. Am aflat alaltăieri. Companiile din Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Bulgaria și chiar și România, când s-au plâns la Comisia Europeană, acolo unde a fost chemat acum 3 săptămâni și Petre Daia, în plângerile lor au menționat această structură de transport a cerealelor care le distruge și fluxul de încărcare-descărcare în anumite zone. Acele companii s-au plâns prima dată guvernelor lor din țările astea 6, după aceea s-au plâns oficial, iar în plângeri era stipulat faptul că Ucraina sapă și draghează la canalul Băstroie încă din această toamnă. Sorin Grindeanu a luat notă, dar din informările interne, care tot timpul au venit cu regularitate la Ministerul Transporturilor, și-a pus pe masa lui, a guvernului, practic, acest lucru. Cel de la UDMR a degajat repede, a arătat că nu este în culpă, că n-a dat nicio aprobare și a rămas mălăiața pe Bogdan Aurescu, ăla micul cu trabucul, care a arătat cu degetul, că n-a făcut-o de capul lui, a arătat cu degetul la Cotroceni. Și uite așa, PSD-ul, practic, ca să revin la treaba cu rotativa, s-a impus, ne-a arătat că are un joc individual, cu sau fără PNL, vom vedea, și va fi imposibil lui Iohannis să facă altceva decât ceea ce va zice PSD-ul.